Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Până să începem, aș vrea să am și eu o vorbă cu nenea Dragnea, așa, între patru ochi. Vă rog, mă scuzați puțin, dar revin și continuăm emisiunea, da? Să-i zic ceva lui Dedi. Șefule, eu zic să o uitați pe asta cu Iohannis. Președintele se comportă cu voi de zici că sunteți pe mână, da? Un mare blat, așa pare această relație. Tu stai acolo la Cotroceni că noi călărim țara cum vrem. Și Iohannis a înțeles, da, că vorba aia, nu te bagi, nu ți se bagă. A, că vă zice el din când în când că, doamne, țopăială legislativă, mai scapă un penalilor. Da, asta de mult, acuie cu minte, da. Zice că nu e bine ce faceți voi și... cam asta e tot ce zice. Încă 5 ani cu Iohannis înseamnă un dezastru pentru România. Haideți să vă zic ceva, domnule Dragnea. Dacă era Ponta președinte, vă îndoia acu, serios. Adrian Năstase a avut mai multe probleme cu Iliescu decât aveți voi cu Iohannis. Ce putea să facă Iohannis ca să vă încurce? Ia să vedem scurt, așa. Păi putea să organizeze referendum cu numirea procurorilor șef de parchete și să zică acolo că CSM și președintele numesc. Vă îndoia, plângeai pe bordura cu Nea Livache. Ce mai putea să facă? Să nu îi numească pe cei 300 de premieri și să-i lucreze pe udemeriști. Da, cred că și udemeriștii s-au mirat, o cereau. Se plimbau noaptea în fuste mini pe la Cotroceni. Doar iese Iohannis să le dea o palvă peste fund. Dar el dormea, săracul, sau nu era acasă. Nu este singurul mesaj controversat publicat de Darius Vâlcov. El a mai dat publicității și o înregistrare video, un colaj care îl portretizează pe președintele României drept urmaș al lui Hitler. Apoi, domnule Dragnea, mă scuzați, mi-e greață de ce o să spun acum. Voi nu vă băgați, da? Numai puțin. Dar cu Băsescu președinte nu mai pupați voi niciun premier după Grindeanu. Nu, atenție, nu zic că ar fi fost democratic sau corect, da? Zic ce ar fi putut să se întâmple. În luna mai... Îl vezi, Nea Livache? Îl vezi? Și față de telefoane are un așa respect? Nea Dragnea, victimizarea asta cu care ai ajuns până la nivelul a, oameni, au încercat să mă ucidă, sări. Ce minciună, ce delir. Deci victimizarea asta când tu ai CCR, ai avocatul poporului, ai toate instituțiile, ai TVR-ul, ai și alte televiziuni, nu mai intru în detalii, e ieftină, e pentru fraieri și se cam termină fraierii, bre. E rezervorul de fraieri pe final. Gata, am terminat, m-am răcorit, atât am vrut să-i spun. Ce ziceam? A, emisiunea. Gata, fraților, începem. Asta e maximă, e nucleară, cum ar scrie unii. Fanfara jandarmeriei a ținut un concert în Piața Victoriei. Da, ați înțeles bine, jandarmeria, concert în Piața Victoriei. Auziți, dar ansamblul de dansuri al jandarmeriei n-a fost la concert? Să execute băieții niște bătute tradiționale românești cu bastonul la ureche și cu bocan cu gură? Și cu butelia de gaze direct în nas să plângă asistența? De fapt, ce asistență, că piața era goală? A fost o imagine jalnică, o fanfară în mijlocul pieței, în soare, cu 10 gură cască în jur. Ca să vă dați seama cât de penibil a fost totul, gândiți-vă că n-am găsit o filmare să vă arătăm acolo 2-3 cadre. Până la urmă am aflat că acest concert al jandarmeriei n-a fost un fel de aroganță la adresa cetățenilor bătuți în Piața Victoriei. Un soi de parastas, așa. Le-a făcut maică de 20 de zile și lor. Repet, n-a avut legătură cu mitingul. A fost și mai tare. A fost un concert de ziua limbii române. Da? Cum, mă? Concert de ziua limbii române în fața guvernului? Guvernul ăsta al nostru condus de cei mai mari agramați din istoria acestei țări? Genial! Ați dat și dedicații jandarmilor? Pentru doamna Dăncilă, de ziua limbii române, mâne, mâne!
Din păcate, Dăncilă nu era la serviciu să participe la paranghelie. Era la Constanța, la școala de vară a PSD-ului. Da, a sărbătorit-o acolo pe limba română. Ce a mai dat să zacă, săraca? Este adevărat, pentru noi președinția Consiliului Uniunii Europene, în ceea ce privește preluarea președinției, pentru ca această președinție să fie una de să fie pus la punct cu președinția austriacă, după cum știți, noi asigurăm președinția din umbră, precum și cu obiectivele pe care le avem noi în cadrul președinției. Aolo, mama ei de președinție! Viorica Dăncilă a sărbătorit, iată, ziua limbii române în stilul care a consacrat-o, și anume vorbind ca o analfabetă pur sânge. E, știu, sunt unii care doar vă vânează greșelile, nu? Oameni răi, doamne, oameni răi! Ne-am axat pe creșterea nivelului de trai a cetățenilor. Al cetățenilor, doamnă! Al cetățenilor! Nivelul de trai este al cetățenilor. Mă rog, al unor cetățeni, că la mulți nu putem vorbi despre vreun nivel de trai. În a doua parte... În ce? În a doua parte? Doamne, Dumnezeule, dar cum e posibil să spui în a doua parte? Bă, ți-o mai a creierul razna-s, de acord, da, te tot gândești la lucruri, cum să le pui, cum să le zici, dar te oprești imediat și spui, mă scuzați, în a doua parte am vrut să zic. Nu că nici măcar nu mai e de glumit, fraților. E de scos din sală și de trimis la școală. Du-te, femeie, și învață literele. Mai vorbim după aia. Cum să vii tu să pretinzi că dirijezi un guvern, că faci reforme, strategii, că înțelegi ceva de acolo, când tu nu ești în stare să legi două cuvinte simple? Cum să încurajăm copiii să pună mâna pe carte când văd și ei în fruntea țării asemenea indivizi? Cum? Cum să-i motivezi când văd și ei că politicienii au la CV doar școlile de vară ale partidelor? Hai, încă una și o lăsăm în pace. Dragele mele prietene, și pe asta am mai dat-o, o tot aud, dar o repetăm, ce să facem? Cum s-a lipit după ceva timp acuzativul de Tăriceanu, poate s-o lipi ceva și de doamna Dăncilă. Deci, doamnă, se spune dragile mele, nu dragele mele. Cei mai înverșunați adversari, care îmi numără virgulele sau greșelile de exprimare, nu au altceva de criticat. Și? Cum ați petrecut lovitura de stat de la PSD? Să nu-mi spuneți că ați avut lucruri mai bune de făcut sâmbătă seară și n-ați văzut lovitura de stat de la PSD. Ok, ok, ignoranților, dacă nu știți, vă explic eu. N-avea Dragnea pe ce să stea la conferința de presă, da? A fost o lovitură de stat în fund, lovitură de stat pe scaun. Sigur că a fost ceva scandal acolo înainte de faza cu scaunul. Cine putea să dea lovitură de stat în PSD? Doamna Firea, normal, pentru că doamna Firea s-a dat cu poporul, băi, da? Cum s-a dat și domnul Ponta pe vremuri, dacă mai știți. Mă gândeam cât de ușor te poți face simpatic în PSD. Îi smulgi două fire din mustață lui Dragnea și aia încep toți. Bă, băi, ce tare-i doamna Gabi, ce îmi place de ea! Va fi o muncă asiduă, atât în guvern cât și în Parlament, un program de revitalizare a stațiunilor balneare din România, vorbind de cel puțin 1 miliard de euro în următorii 10 ani, pentru cele 31 de stațiuni balneare. Ce-ai brema tale cu stațiunile astea balneare, că mai spar cu ele? Lasă-le pentru mai încolo, când mai îmbătrânești, că doar nu te duci cu Irinuca la Olănești, vrei să te lase? O să faci împachetări cu nămol, aur și icre negre, tot prin Brazilia pe undeva. Pe bune, PSD a făcut o fixație cu stațiunile astea balneare. Ce-au zis băieții? Băi, ia vedeți voi, cine mai e cu noi și cu ce am putea să-i mințim pe oameni în continuare? Pe ce se bat cetățenii an de an? Ah, pe bilete la stațiune, boss! Asta e, aici mergem, 1 miliard de euro. Dar puneți mă 10 miliarde, ce vă doare gura?
Dar să lăsăm fenta lui Dragnea și să analizăm conflictul. Firea e primul pesedist greu cu care Dragnea trebuie să o dea parte în parte în interiorul partidului. E primarul capitalei, stă bine în sondaje, e tare în gură și, dacă e nevoie, poate să-l cheme și pe Pandele cu niște băieți din voluntari, nu mai zic că poate să-l sune pe nașul Gigi. Am vorbit ieri cu doamna comisar european Corina Crețu, care mi-a relatat o discuție pe care a avut-o cu colegii domniei sale, comisarii europeni, și cu domnul președinte Juncker, în care aceștia și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu situația politică din România, accentuând în special faptul că ceea ce s-a întâmplat pe 10 august nu este apreciat de către celelalte țări europene. Mamă, deci nea Liviu, fii atent, e și cu Bruxelles, doamna Firea. S-a dat cu străinii asta, domne, umblă cu străinii. Auzi tu, să cer demisia lui Carmen Dan? E ca și cum i-ai fi zis lui Dragnea: meștere, vezi că ți-am făcut programare la salon, te duci să-ți epilezi hamsterul. Serios? E ca și cum i-ai fi zis lui Daia că a apărut și pesta ovină. Doamne, nici nu vreau să mă gândesc. Ar muri de inimă rea săracul om. Domnul Petrică, am glumit, domne, sunt bine oile, n-au zis cum behăie și acolo la voi în partid? Erau de ajuns alte măsuri mai blânde pentru îndepărtarea celor violenți, practic extragerea celor care erau foarte violenți și care aruncau un jandarm cu pietre. Măsuri mai blânde, doamna Gabi? Măsuri mai blânde? Adică vin aia cu trupele paramilitare, cum bine a zis la televizor nea Liviu, oameni antrenați în buncăre speciale din Munții Bucești după vechi metode dacice, vin să-i strice cu afiura lui doamna Veorica să dea jos statul de drept? Și tu vrei măsuri mai blânde? Nu ți-ar fi rușine, femeie? Ca primar general am subliniat faptul că, din nefericire, ceea ce s-a întâmplat în 10 august poartă și o vinovăție din partea persoanei care coordonează Ministerul de Interne. Tu, Găbițo, persoana care coordonează MEAI-ul e Carmen Dan. Persoana care o coordonează pe Carmen Dan e Liviu Dragnea. Iar persoana care îl coordonează pe Liviu Dragnea este Liviu Dragnea, care vrea să scape de pârnaie. E simplu, practic, practic, Gabi Firea a lovit într-un om condamnat. Nu se face așa ceva, mai ales în interiorul PSD-ului. De ce ai dat, Gabi Firea? De ce ai dat? Care este relația din acest moment pe care o aveți cu Liviu Dragnea? Îmi pare rău să spun, dar este tensionată. E limpede, nu se termină aici conflictul, iar asta e bine. O doare la Pandele pe Gabi Firea de proteste și de oamenii loviți acolo. Să fim serioși. Simte că nea Liviu a devenit de-a dreptul ridicol, de râs, și nu vrea să mai meargă alături de el. Din acest moment e dizidentă. Nici nu trebuie să facă mai mult. A făcut ce era de făcut. S-a poziționat în raport cu Dragnea. Se joacă de Iliescu pe vremea lui Neanicu. Cam asta e tot. Mi-a plăcut de la Firea declarația asta. Să nu uităm faptul că eu am fost desemnată candidat în primăria capitale pentru că eram singurul coleg care a avut scorul mai mare decât partidul în toate sondajele de opinie și de aceea am și fost desemnată. Notorietatea și încrederea la publica mea erau mai mari decât scorul partidului, așa s-a și întâmplat în alegeri. Am avut un procent mai mare decât în Consiliul General și în Consiliile Locale. Și să nu uite ăștia care conduc acum PSD-ul că eu sunt mai tare decât PSD în sondaje, da? Da, doamna Firea, dacă ar fi să vă bateți cu PSD, ați câștiga. Ar fi ceva de genul: ce se întâmplă dacă se bate Van Damme cu Daci? Gata, gata, a trecut și doamna Firea de partea cealaltă. Grindeanu, Tudose, Cati Andronescu, Ponta, ceva mai înainte. Cine nu ridică vocea deloc? Păi niște viorici și alți agarici. Oricum, de departe, doamna Gabi e cea mai hotărâtă. La ceilalți ieșeau niște vorbe așa, că se opun, că, vai, stau bosunflați. La doamna Gabi e pe față, tată. Eu trage lui Dragnea de-i sar fulgi. Campania care poate fi numită și toxică, ce se face în ultimele ore împotriva mea. Vă aduceți aminte episodul Arena Națională Simona Halep? Vă aduceți aminte că a doua zi a apărut pe Facebook un colaj în care se spunea că, de fapt, nu eu am fost huiduită, ci Simona Halep? Acel colaj, eu consider că a fost transmis intenționat
cu aprobarea domnului Dragnea, cel puțin așa mi-au spus oameni din partid. A? Direct, buf, exact cum și-o lua bute de la ăia care chiar aveau habar de box. Dă-ne, Liviu, dă-te că mai vine una. Ai luat. Nu ți-am zis, bre, să te dai la o parte. Sunt miniștri care au venit și mi-au spus, după ce n-au mai ocupat acea funcție, că în ședințe se spunea trebuie să fie ajutat primarul general, pentru că am promis cu toții să facem lucruri bune în București. Și pe urmă, după ce am plecat, domnul Dragnea le spunea să nu mă ajute nici să se transfere centura ocolitoare a capitalei de la Ministerul Transporturilor la primărie și nu este o prioritate pentru nimeni, iar noi nu reușim să răzbim. Vai, doamnă, dar ce ați mai pătimit? Noi, sincer, în prostia noastră, credeam că domnul Liviu e dictator doar cu noi, dar e dictator și cu voi acolo la PSD, a? De vreme ce știa ce voi spune eu, deși nu am prevenit pe nimeni, și venise pregătită cu niște convorbiri private, subliniez private, pe WhatsApp, între prefect și un secretar de stat, pot să bănuiesc și faptul că m-a prevenit anul trecut să fiu atentă ce vorbesc pe WhatsApp, că acestea sunt ușor de interceptat și că are deja la dispoziție mesaje, probabil de la serviciul intern de informații al MEAI, dintre un senator și niște persoane. Stați puțin, oameni buni. Dacă nu fumase ceva înainte de această declarație, firea tocmai a acuzat că e ascultată, că e interceptată de oameni din partid. Da, asta zice. Zice că PSD-ul e și el stat paralel. Ha! Joc-o pe asta, Livache. Politicienii noștri sunt atât de slabi încât habar n-au cu ce se ocupă și nici cu ce ar trebui să se ocupe. Ei cred că dacă dimineața se îmbracă la costum, se bărbieresc și după aia merg la parlament, mamă, ești nebun, băi, noi suntem oameni politici, nu, nene, nu. Sunteți niște băieți care s-au cățărat pe alți băieți, mai cu șansă, mai cu bani, și ați ajuns să aveți un loc de muncă unde habar n-aveți ce să faceți. De multă vreme politicienii noștri au vorba asta: să nu politizăm, una, două, să nu politizăm. Parcă aruncăm cu rahat, știi? Adică și ei au o părere incredibil de proastă despre ocupația lor. Respingem orice politizare a acestui subiect. Este o inițiativă cetățenească semnată de 3 milioane de cetățeni români, pe care îi respectăm ca și opțiune. Doamne, Doamne. Și ăsta vrea să fie prim-ministru. E vorba de referendumul pentru familie. O prostie incredibilă dacă ne raportăm la drepturile omului, la valorile europene, la democrație, la bun simț până la urmă, dat fiind nivelul la care se află omenirea acum. Auzi vorbe la acest domn: respingem orice politizare, este o inițiativă cetățenească, îi respectăm ca și opțiune. Ca și opțiune? Cum, mă șică? Mă lăutare care te dai în spectacol, cum îi respecti pe niște cetățeni ca și opțiune? Nu poți să spui că le respecti opțiunile? Nu poți, că-i creierul montat șui, așa gândești tu. Mă rog, să zicem că e vorba și în cazul lui Orban de niște defecțiuni grave la sistemul de minimă cultură. Dar cum să nu politizezi așa ceva? Cum? Exact despre asta e politica, despre drepturi. Mai mult de atât, tema aceasta e una care se dezbate la nivelul întregii lumi civilizate de azi. Ce-i rahatul ăsta să nu politizăm? În ce ne privește, noi am susținut ideea acestui referendum. De altfel, a existat și un protocol între Biroul Politic Național și Coaliția pentru Familie. Mi-e rușine mie că ajung să-i dau peste nas unui șef de partid care habar n-are despre ce vorbește. Pe cuvânt, chiar sunt serios acum, mi-e rușine. Nu politizează el. Ce-o fi în mintea lor când spun asta? Bă, inteligenților, tot ce ține de drepturi, de obligații, absolut totul se face prin partide politice. Se discută în parlament, se luptă. Pentru că a defini familia ca uniune consensuală între bărbat și femeie ține de un fel de a vedea lumea, de a concepe omul. E, despre asta e politica, tâmpiților! Fiind o problemă de conștiință, e clar că fiecare membru al PNL se va poziționa în funcție cum îi dictează conștiința.
Ce jenă de discurs! Pentru șică mandolină, cred că nici impozitarea nu ține de politică. Dom'le, haideți, vă rog, să nu politizăm cota unică, da? De unde vine toată treaba asta în mintea lui Orban și a altora cu politizarea? De la faptul că pentru ei politica înseamnă bălăcăreală ieftină. În căpșoarele lor, aia e politica, atunci când se înjură ei în Parlament. Vorbim puțin și despre PNL, domnul Orban, sau nu vreți să politizăm treaba la Partidul Național Liberal? Giuliani pentru noi este omul Păianjen 2. Ce-mi plac crimele mele! Așa, ai scris, da? Am scris. O să nu pierzi. Am scris. Așa. Te apucă, na, mai ales dacă ai un nume precum Bădălău, găsești rime căcălău. Ce scârbă mie de ce urmează?